Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. De la ora 23 pe HBO rulează filmul Under the Skin. În această poveste psihologică SF, Scarlett Johansson interpretează o ființă extraterestră care ia forma unei femei seducătoare ca să atragă bărbații într-o capcană. Ea cutreieră străzile din Scoția și seduce bărbații singuri, pe care apoi îi distruge. Filmul oferă o perspectivă extraterestră asupra lumii noastre. Come to me. De la 21:15 pe Cinemax puteți urmări filmul Capturing Mary. Aceasta este o dramă britanică în care un tânăr conduce o femeie mai în vârstă într-o cercetare întunecată a trecutului ei. Flashback-urile se desfășoară între anii 1950 și 1960, iar acestea aduc detalii despre relația ambiguă a tinerei Mary cu Greville, tânărul cizelat și sigur pe el, pe care ea l-a cunoscut la o petrecere. Urmează un joc straniu, în urma căruia promițătoarea carieră de jurnalist a tinerei va ajunge brusc în mare impas. I can still feel that knife. I thought we might help each other. Help each other? In what way? Help each other understand the world. Where are you going? I'll go and see where it happened. What's he really after? I couldn't speak, but he seemed to sense what I was thinking. You're mine, aren't you, Mary? De la miezul nopții pe Antena 1 puteți urmări filmul The Boy Next Door. Sarah Wilde, o novelistă de succes, se mută într-un orășel pentru a scrie următoarea sa poveste. Sarei îi place să se inspire din viața reală, astfel că în noul oraș începe să strângă informații despre vecinul său, Sayers, un tânăr bogat. În scurt timp, Sara devine suspect principal într-o crimă de care nu este responsabilă, luptându-se să-și demonstreze nevinovăția. What's going on? Mike Oliver's body washed up on North Beach early this morning. Where were you the night before last, Miss Wilde? Am I a suspect? There's a long list of people with motives to kill Michael. De la ora 20:30, ProTV prezintă Karate Kid cu Jackie Chan și Jaden Smith. Puștul de 12 ani, Dre Parker, pleacă în China împreună cu mama sa, care este detașată cu serviciul. Simțindu-se singur într-o țară străină, Dre nu are niciun prieten pe care să se bazeze, cu excepția omului de serviciu, Mr. Han. În timp ce Han îl învață pe Dre că arta Kung Fu nu constă numai în pumni și tehnici de apărare, ci mai mult în maturitate și calm, Dre își dă seama că scopul lui în viață va fi să-i pună la respect pe cei violenți. The only way to stop them is to face them. I will teach you real Kung Fu. Everything. It's a kung fu. Get out! Connect to the energy around you. Strike harder! Harder! I don't want to be scared anymore. Life will knock us down. But we can choose to get back up. Remember, always strong. De la ora 18:55, TVR1 transmite în direct de pe Arena Națională meciul din preliminariile Euro 2016, disputat între România și Ungaria. În această competiție, România a jucat până acum un singur meci împotriva Greciei, unde a câștigat cu 1-0. Ungaria a jucat tot un singur meci împotriva Irlandei, meci pe care l-a pierdut cu 2-1. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă! Digitalizarea este bună, dar când ai cu cine să implementezi sistemul, este concluzia conducerii biroului Vamal Buzău, care se plânge de ani buni de deficit de personal și de un volum mare de muncă. Reprezentanții biroului consideră că implementarea sistemului de digitalizare în instituțiile publice este un demers bun, însă implică și resursă umană, de care Vama Buzău, spre exemplu, nu prea dispune.
Noi, din păcate, la informatizare, după reorganizare, nu mai avem decât la nivel de direcție regională Vamală, Galați. E un progres și în ceea ce privește digitalizarea, că acum, la momentul actual, formalitățile de export se derulează numai prin transmiterea documentelor în sistem electronic. Deci există un pas, sper mai departe, dacă sunt implementate la nivel național, să progresăm și din punctul ăsta de vedere. În ciuda numărului redus de angajați, activitatea biroului Vamal de Interior Buzău continuă fără probleme. Cea mai mare pondere a operațiunilor Vamale efectuate în prima parte a anului 2024 este deținută de activitățile din export. În acest interval, salariații Vămii Buzău au efectuat aproape 60 de operațiuni Vamale pe zi. În semestrul 1-2024 au fost procesate, au fost efectuate un număr total de 7450 declarații vamale, o medie de 59 de operațiuni pe zi lucrătoare, din care 3096 aferente operațiunilor de export, iar 4354 aferente formalităților de import. În județul Buzău, cele mai multe importuri și exporturi au fost efectuate de societăți din domeniul industriei metalurgice, materialelor de construcții, maselor plastice, agroalimentar, sticlei și prelucrării deșeurilor reciclabile. Râmnicu Sărat va găzdui din acest an un nou concurs național. Festivalul Concurs Național Deschide Ușa Creștine va fi organizat la Centrul Cultural Florica Cristoforanu în perioada 13-15 decembrie. Președintele juriului este Marin Barbu, iar din juriu mai fac parte Ozana Barabancea, Ana Maria Botezatu, Diana Sârbu, Auraș Stoica și Daniela Matache. În perioada 13-15 decembrie v-am pregătit un nou festival. Este vorba de prima ediție a festivalului Concurs Național Deschide Ușa Creștine, unde l-avem ca președinte de juriul pe Neamărin, Marin Barbur. Dar nu vine singur, de asta dată îl vom avea însoțit de Ozana Barabancea, minunata doamnă pe care deja o cunoașteți și nu mai are nevoie de nicio prezentare. Va fi un concurs festival organizat împreună cu doamna Gabriela Popa, cu dumneavoastră noi am mai organizat un spectacol pe care foarte bine îl cunoașteți și la care ați fost prezent. Înscrierile deja au început pe data de 1 octombrie și se vor încheia pe data de 1 decembrie. Mai multe detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook și pagina Centrului Cultural. Așadar, vă așteptăm un număr cât mai mare, promitem să avem 3 zile extraordinare. Scopul festivalului este descoperirea, susținerea și promovarea tinerelor talente, dezvoltarea creativității acestora, dar și promovarea tradițiilor populare românești. Lucrările sunt partea unui proiect mai amplu de reamenajare a pasajelor rutiere din zonă, similare celor efectuate recent la pasajele de pe străzile Matei Basarab și Bogdan Amaru. Rigola are rolul de a preveni acumularea apei pe carosabil sau pe trotuare, reducând riscul de inundații sau deteriorarea infrastructurii rutiere. Autoritățile le recomandă șoferilor să planifice din timp traseele pe rute alternative pentru a evita zona afectată. Victorie uriașă pentru Metalul Buzău, obținută chiar pe terenul câștigătoarei Cupei României, Corvinul Hunedoara. Prima repriză a stat sub semnul echilibrului, ambele echipe fiind mai degrabă preocupate să nu ia gol. A rezultat un joc destul de anost, fără a se consemna mari ocazii la vreuna dintre porți. Partea a doua a întâlnirii a fost mult mai animată, atât Corvinul cât și Metalul încercând să dea lovitura și să tranșeze soarta meciului. Au reușit buzoieni în minutul 75. Prin Dragoș Lazăr. Tânărul a reluat în poartă din 3-4 metri, fiind servit de Jozici, fotbalist intrat în teren în repriza a doua, în locul lui Alin Manea. După gol, echipa buzoiană s-a apărat calm, iar gazdele n-au reușit să pună în mare pericol poarta lui Dinu. Pentru Corvinul a fost prima înfrângere pe teren propriu după un an. În urma acestei victorii, Metalul Buzău a urcat până pe locul 11, la egalitate de puncte 12 cu Chindia, FC Craiova și FC Argeș.
Meteorologii anunță vreme frumoasă și caldă astăzi. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și chiar 26 de grade prin sudul țării. Frumos va fi astăzi și în capitală. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, iar la amiază termometrele vor arăta 25 de grade Celsius. Uite că vine, e de să mănânci. Mănâncă mult. S-au găsit și în sfârșit. Purmeilor, înțeleg că aveți șase luni gratis de la Dolce. Dar mai băgați-vă și pe mine în seamă. Gata. Dolce, te uiți gratis. Vreau ca tati să nu mai spună tati trebuie să închidă acum. Vreau să mă sune toți, să audă cel mai fericit om din lume. Vreau să-mi sun toate clientele de ziua lor, sau mai bine, pe soții lor cu o zi înainte. Vreau să fiu bunica lor tot timpul, nu doar în vacanțe. Vreau să fiu alături de oamenii mei, oriunde mă duce afacerea mea. Acum vorbește liber, din RomTelecom către Cosmote. Suntem cea mai mare comunitate pentru tine. Peste 13 milioane de utilizatori. Mama ți-a îmbogățit viața cu povești. Acum e rândul tău să-i aduci acasă eroii preferați. Oferă-i mamei tale 3000 de filme pe lună cu televiziunea Dolce la un preț special, dacă e deja client RomTelecom. Vă prezentăm setul de bucătărie Starleaf Kitchen Set. Rămâneți cu noi pentru a vedea cum puteți obține ascuțitorul de cuțite Starleaf Knife Sharpener împreună cu multifuncționalul Starleaf 5-in-1 și mini tocătorul de legume Starleaf Vegetrim Mini Chopper, toate la un preț exclusiv. Cu toții avem în bucătărie cuțite care pur și simplu nu mai taie, iar